E momentul în aceste momente să rămâneți aproape, pentru că urmează să ne cânte Tatiana Romaniuc piesa Mama. Câte nopți nedormite, câte nopți ai avut, mama, lângă mine. Acum cresc, ai tăi nepoți, astăzi, mamă, și eu sunt ca tine. Câte nopți ai vegheat somnul meu, tot șoptind cântecul de leagă. Să fii mamă, ai simt și eu, de la mamă toate se leagă. Te iubesc. Mamă, te rog, iartă-mă, suflet sunt din sufletul tău. Mamă, te rog, iartă-mă, pentru tine mă rog mereu. Mamă, te rog, iartă-mă, pentru tine mă rog mereu. Mamă, toate le știi, toate vezi, doar copiii să te înțeleagă. Singură te rămâi, încă crezi că la tine o să se întoarcă. Florile de măr te-au nins, mâna caldă mângâie fața. Azi și eu fata în brațe mi-am prins, toate-s la fel, așa e viața. Te iubesc. Mamă, te rog, iartă-mă, suflet sunt din sufletul tău. Mamă, te rog, iartă-mă, pentru tine mă rog mereu. Mamă, te rog, iartă-mă, pentru tine mă rog mereu. Tatiana Romaniuc, cu o piesă senzațională. Bună dimineața, da, da. Un mesaj, bine ai venit. Care sper că a ajuns la fiecare. Bună dimineața. Piesa senzațională, ținuta una demnă de covorul roșu. Și o piesă cu un mesaj sugestiv. Ce frumos ar fi azi, într-adevăr, să ne cerem iertare de la mamele noastre și să le spunem cât de mult și nu doar astăzi. Exact. Și, bine, începem cu mamele. Este important să facem lucrul ăsta, dar mai apoi să nu uităm și de ceilalți din jurul nostru, pentru că altfel ar fi doar ipocrizie dacă ne cerem scuze doar de la mame, dar cu restul încercăm să fim totalmente diferiți. Da. Asta e important de înțeles, dar noi vorbim astăzi despre ceva nou, proaspăt scos din cuptor. Da, asta. Încep eu, da? Sigur, noi vrem să aflăm totul despre piesa asta între noi, pentru că sună romantic, e o piesă de dragoste. Da, este o piesă de dragoste, este o dedicație și am hotărât cu doamna Maria Stoianov, în ajun de sărbătorile de primăvară, în ajun de primăvară, așa o piesă mai cu dispoziție bună, este chiar o dedicație pentru soțul meu și deoarece dumneavoastră îl cunoaște personal, a știut ce să scrie pe hârtie. Dar ce reacție a avut el când a ascultat prima? I-a plăcut din prima, chiar, sincer. Acum el este foarte critic, foarte critic. Bun. Dar această piesă chiar i-a plăcut din prima. Dar eu încercam acum să fac un exercițiu de imaginație. Cam, cum îți imaginezi tu, Ion, să îi spui soțul, uite, am o piesă, ți-am dedicat-o ție și el să zică că nu-mi place? El a știut că se lucrează asupra acestei piese și a spus că vrea să asculte doar rezultatul final.
Așa. După care sunt mulțumită și eu că chiar ne-a reușit. Asta contează și, cel da, mai și mult. Mulțumesc foarte mult, doamne Maria Stoianov, pentru muzică și text. Este ceva special pentru mine. Bine, da, tu îți doreai o astfel de piesă de ceva timp? Era în planul tău sau a apărut ca idee la un moment dat? Știți, în repertorul meu am prea multe piese lirice, mai de suflet. Mai mult cu balade. Da, cu... da, așa sunt eu, mai romantică, sentimentală, mai așa. Și am zis, de ce nu? Adică mai am piese despre dragoste, mai am o piesă, dar am vrut așa ceva cu un stil mai puțin spre balcanic, un pic. Deci cumva Tatiana Romaniuc a decis în această primăvară să facă schimbări. Mai dansant, așa. Deja e primăvară, că e 29. Daniela deja e în primăvară. Da, pentru că timpul de afară cumva ne predispune. Exact. Suntem în primăvară din decembrie încă. Și azi spunem papa iernii. Mâine cumva începem sezonul, anotimpul în care reînvie și sentimentele. E cumva reînvierea naturii. Asta înseamnă frumusețea. Dar ca să revenim și la această piesă care foarte curând o vom auzi cu toții, te-ai gândit și la un videoclip să-i oferi o haină? Știți, la moment sunt doar cu gândul, dar vedem pe parcurs. Toți în prim plan. Exact. Vedem, nu știu, nu cred că va fi de acord. El este așa puțin mai la spate, dar vedem. Dar cine știe, mergeți într-o călătorie de vis, vă ascunsă. Și luați imagini de acolo. Abia acum o lansez și vedem cum... va merge, da. Bine, dar oricum piesa asta am mai ascultat-o publicul. Ce ți-a zis? Care a fost feedback-ul pe care... Ce care au auzit piesa? Ce au zis? La moment sunt doar pozitive. Sper să nu apară și alea negative, dar mă rog, nu poți fi pe placul tuturor, așa este. Mie îmi place. Eu la fel sunt foarte critică cu mine și mai întâi este necesar ca piesa, textul să fie profund, să o trec așa pe mine, după care dacă mi-a plăcut mie atunci, eu sunt sigură că o să placă și la public. Bine, dar ce contează pentru tine atunci când lansezi o piesă sau când lucrezi la o nouă piesă? Contează foarte mult ingredientul ăsta ca să ajungă un șlagăr sau să ajungă la public și să placă? Sau în mod special să-ți placă ție, să te simți tu confortabil atunci când o cânti? Sincer, în mod special, chiar să-mi placă doar mie la început. După care, deja, dacă nu-mi place o piesă, păi cum poți să o... Nu poți cânta cu suflet. Nu transmiți. Da, nu poți transmite acea emoție dacă nu este pentru tine. Adică, important este pentru mine. Sigur că este important să le placă și publicului, dar... Dar oricum se găsește la orice piesă, indiferent. Că-s mai mulți, că-s mai puțin, asta e o altă poveste. Dar oricum se găsesc oameni care să placă o piesă. Da, fiecare interpret cred că are publicul sau... Bun, da, Tatiana te spunea acum de faptul că textul este o parte foarte importantă a unei compoziții muzicale și trebuie să fie profund. În ultima perioadă noi suntem martori a unei rebeliuni în muzică. Toată lumea încearcă să facă foarte simplist, cu niște rime din astea. Și cu sunet din astea, scra sau tot felul de... Da, tu rămâi totuși pe stilul ăsta tradițional în care... cuvântul, piesa trebuie să transmită ceva? Da, sigur, este ceva frumos, adică trebuie să rămână ceva în urma noastră. Piese cu versuri așa de azi pe mâine, așa și cum au fost, așa și au trecut, dar aceste versuri profunde și anume, în special, eu cred că un interpret trebuie să apeleze la un compozitor profesionist. Nu doar, eu pot și eu să-mi fac mie piese, da, sau texte, dar oricum... Rezultatul nu va fi același. Da, exact. Da, bună. Pentru că, până la urmă, un interpret în afara ceea ce produce, în afara ceea ce cântă, mai ascultă și altă muzică, altcuva. Pe cine asculți tu? Cine te influențează pe tine? Și în momentul în care lucrezi, poate, dar și în viața de zi cu zi, din punct de vedere muzical vorbesc. Nu mă influențează absolut nimeni. Să știți că nu am un idol. Îmi plac foarte mulți interpreți și de ai noștri și de peste Prut și de mai departe. Nu știu, în repertoriul fiecărui interpret se găsește cel puțin o piesă care să-mi placă mie. Adică... Cumva te regăsești cam în toate producțiile. Da, în toate câte puțin, da? Îmi aleg ceea ce este exact pentru mine. Bine că nu a dezvoltat nicio obsesie pentru o interpretă sau o formație, pentru că asta te ajută să-ți formezi propria personalitate. Dacă se dezvoltă o obsesie, chiar se observă acest fapt în interpret, da? Se vede, uite că această persoană o imită pe cineva, spre exemplu, doar că este vocea sau... Se observă acest lucru, dar așa mai bine de la toți câte puțin și... Și
rezultat. Și ai rezultat final, da, mult mai bun, exact. Sunt total cu multitudine de aturi. Pentru viitorul apropiat, te gândești la noi piese? Dacă tot te-ai pornit pe val de dragoste și mai alert, poate mai vine o piesă. Da, sigur, sunt în așteptarea unei piese. Deja vedem, nu divulg nicio informație. Dar, adică nu este ceva... Îmi doresc foarte mult o piesă patriotică. Wow, abia aștept. Foarte tare. Mi-e place toată partea asta în care mama, bine, vorbim de părinți, după care dragoste, după care patriotică, după care mai departe. Da, sunt de toate câte puțin în repertoriul meu. Da. Bine, noi îți urăm succes și îți mulțumim tare frumos că ai venit în această dimineață alături de noi și te invităm în scenă. Mersi. Da, hai să ascultăm o piesă în premieră, o piesă de dragoste dedicată soțului. I-a plăcut foarte mult, acum... O să ne placă și nouă. Și noi o ascultăm, pentru că sunt sigur că o să ne placă. Mi-a șoptit un înger pentru mine, te-ai născut tu în astă lume. Cerul și pământul s-au unit, dragostea cu tine am împărțit. M-am îndrăgostit dintr-o privire, o frumoasă, dulce amintire. Cu aripi și azi zburăm și după un nor ne sărutăm. Între noi un pas e doar un pas și o șoaptă dulce mai rămas. Clipele ce trec pe lângă noi le împărțim egal pentru și azi zburăm și după un nor ne sărutăm. Între noi un pas e doar un pas și o șoaptă dulce mai rămas. Clipele ce trec pe lângă noi le împărțim egal pentru ce-a mai rămas. Clipele ce trec pe lângă noi le împărțim egal pentru amândoi. Între noi un pas e doar un pas și o șoară.